mare e mai greu. Prin mare, da. Dar ceea ce vreau să vă spun este tocmai legat de acest termen de interculturalitate care presupune contactul dintre culturi, existența unui dialog între acestea și, în ultimul rând, interacțiunea și influența pe care o primesc reciproc. Astfel că intervenția mea vine în scopul de a vă face cunoscute câteva informații asupra a ceea ce a însemnat evoluția spirituală a poporului armean în contextul unei istorii atât de zbuciumate. Dar o aprofundare a acestei tematici, cred eu, am putea să o facem cu ocazia unei alte întâlniri, la bunăvoința Domnului Abob, și atunci vom dezvolta subiectul mai clar. De aceea, deocamdată, mă voi referi în câteva cuvinte la lirica armeană, la literatura armeană, din care se poate concluziona că poporul armean era un popor cult și pe deplin meritător de independență și libertate, având în vedere existența lui timp îndelungat sub jugul turcesc, ceea ce se constituie ca un afront adus întregii lumii civilizate. Lirica armeană constituie începutul literaturii armenești și s-a continuat prin două laturi distincte, lirica trubadurilor și lirica cultă. Dar adevărații păstrători ai tradiției sunt trubadurii. De aceea am adus aici o carte foarte veche care a fost publicată în 1922 în colecția Literatura Universală, editura Cultura Națională, și care cuprinde o selecție de poezii ale unor poeți și trubaduri armeni. De asta am și selectat din partea celor trubadurilor o poezie care... Asta este cartea. Am achiziționat-o dintr-un anticariat acum foarte mulți ani și mi-e foarte dragă pentru că, uite, mă apropie așa de... Nu, dar așa de etnia mea. Noi mai puțin am avut contacte, știți, cu lucrări, cu... mai ales pe partea asta literară și vreau să găsim material. Și, da, și am să vă citesc, deci, o poezie din seria trubadurilor armeni, pentru că ăștia au fost cei mai reprezentativi în literatură. Ce să vă spun? Poetul se numește Givani, el s-a născut în 1848 în satul Carțac și a murit în 1909. Iar opera lui poetică e de caracter social, reflectând în ea evenimentele ce s-au desfășurat prin Armenia în secolul al XIX-lea. Nu se vor încerca că urmări de Occident și toate celelalte, dar limba lui este limba literară de astăzi. Poezia se intitulează Pe tine te iubesc. De fapt, nu mai pe tine te iubesc, dar nu ca legație. Și exprimă sentimentele profunde ale poetului, sentimente de atașament, de iubire față de sala sa, atât de încercată de bătrâna armenie. El ți-a îndăluit viața mea și m-am legat de tine de fericire, bătrâna nefericită. Pe tine te iubesc, pe tine. Nimic nu va putea întoarce cu vântul sărmană bătrână, pe tine numai te iubesc, pe tine. Te-am iubit din tot sufletul și nouă în care rău. Ești izvorul unic al grijilor și al suferințelor mele. Tinereța niciunei copil nu m-a greșit. Mobilă și frumoasă bătrână, pe tine numai te iubesc, pe tine. Ești mai măreață ca atâtea altele prin sufletul și mândria ta. Și de multă vreme ești lăcașul suferinței. Deși eu de vechi, tu ești nespus de tânără pentru mine, bătrână augustă, pe tine numai te iubesc, pe tine. Pe tine, în sânul căreia dorm străbunii lui Cirani, pe tine, mamă sfântă a tuturor fraților mei de sânge,
Armenie, părul albi de vreme, Armenie scumpă, bătrână, pe tine.